În ședința de Consiliu Local din la sfârșitul acestei luni vom rectifica cele 30 de miliarde venite pentru Centrul Cultural Bucovina. Între timp a apărut și o rectificare la hotărârea de guvern care a fost dată în luna aprilie, în sensul că nu este vorba de lucrări la Casa de Cultură a Municipiului, cum și s-a scris, ci lucrări la Centrul Cultural Bucovina al Municipiului Suceava. În aceste condiții este absolut legal folosirea sumei, o vom rectifica. Iar la fel de important este că pe data de 8-7-2010 va avea loc licitația pentru realizarea construcției Centrului Cultural Bucovina. Așa cum se știe, municipalitatea este în suferință în ceea ce privește infrastructura culturală. Împreună cu Consiliul Județean vom face o clădire modernă, o clădire reprezentativă pentru cultura din municipiul Suceava și județul Suceava. Așa cum se știe, este o lucrare foarte mare, aproape 3 milioane de euro. Am primit o parte din bani de la guvern. Mai sigur participăm noi, sper să mai ajute și Consiliul Județean, în așa fel încât în următorii 2 ani de zile să putem moderniza cinematograful modern, să putem reabilita acea clădire în ideea de a avea o clădire impunătoare în ceea ce privește activitatea culturală din județul Suceava și din municipiul Suceava.